A vreau să deschideți Biblia, dacă o aveți la dumneavoastră, la Cartea Genezei, la prima carte din Biblie. Mă tot gândeam asupra cărui fragment biblic să poposesc. În ultima vreme majoritatea predicilor sunt din Noul Testament, așa că am ales în seara asta să predic din Vechiul Testament. Voi citi din Cartea Genezei, din capitolul 39. M am gândit să încep cu 37, dar Mă gândesc și la dumneavoastră să nu vă țin prea mult în picioare. Oricum o să vă țin mult, dar nu prea mult, așa că citesc doar din capitolul 39 și apoi o să citesc și din capitolul 40. Din cartea Genezei e ușor de găsit, pagina 44, fragment biblic care descrie o parte din viața unui om cu numele Iosif. Foarte interesant, dacă o să vă uitați în cartea Genezei, Biblia vorbește despre Iosif mai mult decât vorbește despre Avram, Isaac și Iacov la un loc. Poate că unora ni se pare puțin exagerat lucrul acesta, Avram, Isaac și Iacov, mari patriarhi. Totuși, Iosif e atât de mult prezentat de Biblie dintr-un motiv simplu. Pentru că Iosif e omul care din tot Vechiul Testament seamănă cel mai mult cu Domnul Isus am identificat 113 puncte comune între viața Mântuitorului și viața lui Iosif. Acum nu o să vi le prezint în seara asta chiar pe toate 113, dar măcar vreo 80 și ceva tot vă prezint. Stați liniștiți că nu le prezint nici pe astea 80 toate, dar veți vedea că sunt foarte multe puncte comune între viața Domnului Isus și viața lui Iosif, sau mai bine spus, între viața lui Iosif și viața Domnului Isus. În capitolul 39 îl vedem pe Iosif după ce e vândut de frații lui, inclusiv lucrul ăsta ne aduc, amintește de Mântuitorul Iisus, e vândut într-o țară străină unde se duce ca rob, ca sclav și capitolul 39 ne prezintă viața lui din acest punct. Spune acolo așa, în versetul 1, Iosif a fost dus în Egipt după ce a fost vândut de frații lui evident, și Potifar, dregătorului faraon, dacă vreți, ministrului faraon, care avea o funcție importantă. Biblia ne spune care era funcția lui, că petenia străgerilor. Erau oia care, care îl protejau pe faraon. Adică vă dați seama ce mare încredere trebuia să aibă faraon în Potifar dacă își încredința viața în mână acestui om. Era un egiptean care l-a cumpărat de la ismaeliții, care la rândul lui lor l-au cumpărat de la frații lui și care l-au adus acolo. Dar Biblia ne spune în versetul 2 că Domnul a fost cu Iosif chiar dacă era sclav. Așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul, și stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să meargă bine ori de ce se apuca. Mare lucru să fii binecuvântat de Dumnezeu în absolut toate lucrurile pe care le faci. Și spune Biblia în versetul 5, Că de îndată Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif, și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Nu știu dacă ne neapărat în ordine asta, cred că mai mult să bea decât să mănânce. Oricum, Biblia ne spune că îi încredințează lui Iosif tot ce avea. Imaginați-vă că omul ăsta era extrem de bogat, în vremea aceea Egiptul era ca America astăzi. Era cea mai mare forță economică și militară de pe fața Pământului. Și spune Biblia că în contextul acesta Iosif ajunge, ne spune Biblia mai în jos, în închisoare. De ce credeți că ajunge la închisoare? Pentru că fuge de păcat. Și în loc să primească o diplomă de biruitor al păcatului, spune Biblia că Iosif ajunge la închisoare. Și citim versetul 21 care ne prezintă această realitate. Zice că Domnul a fost cu Iosif, Iar, zice Biblia că Domnul a fost cu Iosif, dar e la pușcărie. Acum, din sclav, mai ajunge și pușcăria și pe deasupra. Ba mai mult, zice Biblia, și-a și întins bunătatea peste el. Câteodată ciudată e bunătatea lui Dumnezeu. Că în bunătatea lui Dumnezeu îngăduie ca Iosif din sclav, din rob, să ajungă și pușcăriași pe nedrept. Și ne spune Biblia că acolo în închisoare, vă, doar vă povestesc textul, capitolul 40, ne, ne spune Biblia că acolo în închisoare alături de Iosif mai sunt arestați doi miniștri al lui Faraon care fiecare visează cât un vis, se trezesc dimineața triști Iosif se la uită la ei, e acolo un verset unde spune Biblia că Iosif s-a uitat la ei în versetul 7 din capitolul 40 și le-a zis, pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Câteodată propoziția asta îmi vine și mie în minte că mă la biserică. se uită la cei doi care visaseră fiecare câte un vis care îi tulburase și nu știau ce înseamnă visul, mai marele pitarilor, mai marele paharnicilor. Unul îi spune Iosif că va muri, altul îi spune că va trăi. Inclusiv asta ne amintește de Domnul Isus, care moare pe cruce cu doi. Unul în stânga, altul în dreapta, unul moare și altul trăiește. Dar știți ce îi spune Iosif celui care va supraviețui mai, marilor, mai mare lui paharnicilor? Îi zice, auzi, când vei ajunge la bine, adu-ți aminte, rogute și de mine. Și acum voi știți bine cât de mult vă puteți baza pe oameni. Când vei fi la bine, când vei fi din nou lângă faraon, când vei pune din nou paharul în mâna lui faraon, zi o vorbă bună și pentru mine. Asta e o chestie cumva românească. Punem și mie o pilă bună acolo lângă faraon, că am ajuns pe nedrept aici în închisoare, nu pentru că am fi făcut ceva rău, ci din potrivă, pentru că am făcut ceva bine. Și mai marele paharnicilor îi zice, stai liniștit, te poți baza pe mine. Și ca să vedeți că vă puteți baza pe oameni, numai un verset vă mai citesc, voi sunteți pocăiți, stați în picioare, nicio problemă. Versetul 23, zice, versetul 23 din capitolul 40 zice, ca să vedeți cât vă puteți voi baza pe oameni, mai ales ăstora tineri, le spun, care cred că prietenii lor, bă, prietenul meu nu mă lasă niciodată, pe ăsta mă bazez orice ar fi, ia vedeți. Pe ăsta pe care îl ajută, zice, mai marele paharnicilor, când a ajuns la bine, nu s-a mai gândit însă la Iosif. l lăsat acolo cu pușcărie, cu necazul. Și ultima propoziție e fix ca memoria lui, foarte scurtă. L-a uitat. L-a uitat. Așa e și cu prietenii ăștia pe care unul dintre voi vă bazați și ziceți Bă, ăsta mă scoate, eu l-am ajutat. Stați liniștiți. Te poți baza doar pe Dumnezeu. Amin. Stau jos că v-am ținut în picioare destul. Vă las să vă așezați, să respirați, că știu că în momentul în care oamenii după o vreme stau mult așa, mai mult în picioare, cum am ținut eu, când se așează, respiră, se concentrează la alte lucruri și vă las să vă reconectați la predică. Nu-i păcat să zâmbim, să știți, pentru că una din roadele Duhului Sfânt este bucuria. Nu scrie nicăieri în Biblie că o roadă a Duhului Sfânt ar fi încruntarea, cu toate că avem mulți încruntați prin bisericile noastre. Acum, nici nu-s pe principiu că trebuie să zâmbim orice ar fi. Am preluat și de la american sistemul ăsta, zâmbește, orice ar fi. Nu. Dați-mi voie când vin la biserică să fiu și trist, dacă sunt trist, să fiu și bucuros. În general, să încerc să fiu așa cum sunt înaintea lui Dumnezeu, dar să trăiesc în bucurie, pentru că Duhul Sfânt aduce bucurie. Dar bucuria pe care o aduce Duhul Sfânt nu neapărat te face întotdeauna să râzi, nu, Duhul Sfânt nu creează divertisment, așa cum am vrea noi, nu întotdeauna te face să te simți bine, câteodată Duhul Sfânt e mai mustră, dar o face întotdeauna spre binele tău și dacă o face spre binele tău, poți să fii bucuros, chiar dacă nu zâmbești întotdeauna. Sunt așadar bucuros în seara asta să fiu împreună cu dumneavoastră, așa a îngăduit Dumnezeu ca în seara aceasta să pot să fiu aici. Nu mi-aș și imaginat că în această zi voi fi împreună cu dumneavoastră, dar la invitația fratelui Ionuț și că Dumnezeu a deschis ușa asta, sunt bucuros să vă cunosc. Nu cred că am mai fost vreodată în biserica aceasta, cu toate că de-a lungul ultimilor, ultimilor ani, stau să mă gândesc acum și eu, bătrân deja, am 42 de ani, mulți înainte, la fel vă doresc și vouă. În ultimii vreo 20 de ani am străbătut Spania în lung și în lat, în majoritatea bisericilor pentecostale. Nu zic evanghelice, că frații baptiști cu tot dragul pentru ei nu prea au biserici pe aici, prin Spania. În majoritatea bisericilor pentecostale, bucurându-mă cu această comunitate frumoasă și mare, care încă mai există aici, în această țară însorită și frumoasă. În această zi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. O să stau o vreme la amvon, dar la un moment dat o să mă apropiu de dumneavoastră. O să vă spun de ce. Știu că unii se potihnesc în chestia asta. Eu am învățat-o de la Domnul Isus. Eu mi-am făcut doctoratul, ca să mă laud și cu asta acum, în omiletic. omiletică. Omiletica e știința care se ocupă de predicare. Și eu, studiind felul în care predica Domnul Isus, eu n-am găsit că Domnul ar fi predicat la prea multe amvoane. A predicat de câteva ori, dar nu prea, nu l-au chemat a doua oară. De obicei predica o dată și a doua oară nu mai apuca în vonul. De obicei predica în mijlocul mulțimilor, predica în câmp, le dădea oamenilor exemple. Uitați-vă ăla care are, uitați-vă. Așa că mai sunt din ăștia care am văzut comentarii că fratele nu știe să stea acolo la Sfântul Altar, dragii mei. Amvonul ăsta nu e un altar, e doar un stativ. Amvonul E, din punct de vedere spiritual, o responsabilitate, dar nu stativul ăsta, ci felul în care vorbim. Așa că, pe parcursul predicii, la un moment dat, s-ar putea să mă apropiu de dumneavoastră mai mult, mai ales că, frații mi-au făcut bucuria să-mi și microfonul ăsta. Un microfon, știu că mi-au zis, mi zis fratele că mă cablează și noi avem o grămadă de microfoane din astea așa, dar mă, mă simt prea, nu știu, nu mă împac prea bine cu microfoanele astea care se cablează de capul meu și prefer unul din ăsta în mână, plus că ăsta e mult mai practic. De ce? Că dacă văd că cineva vorbește, pot să vin să-l întreb, să discutăm. Știți că cuvântul predică în original, omileo, înseamnă dialog. E o formă de dialog, așa că orice s-ar întâmpla, important e în această zi să fim într-un dialog cu Duhul Sfânt și Dumnezeu să ne vorbească, amin. Vreau așadar să vă vorbesc despre ce înseamnă să ai o viață de biruință, nu de succes. Succesul se raportează la oameni, biruința la Dumnezeu. Noi ne uităm la unii oameni și spunem: "Mă ăsta e un om de succes." După ce evaluăm asta, după cum arată și în general după aparențe. Noi spunem: "Omul ăsta e de succes, care are bani, e de succes care are o casă frumoasă." Ne uităm la ce mașină o parcă lângă biserică, și spune-mi un om de succes, te uiți la familia lui, te uiți la cum arată, măi, e sănătos și toți vrem să fim de succes. Eu n-am auzit pe cineva să zică că vrea să fie bolnav, să fie sărac. Și în realitate, toți oamenii vor să fie de succes. Dar biruința nu se măsoară în raport cu oamenii, ci biruința se măsoară în raport cu Dumnezeu. Succesul se raportează la oameni. Și oamenii se uită și spun, uite, bă, ăsta e un om de succes. Numai că, în realitate, dați-mi voie să vă spun... Poți să fii de succes în mod aparent și să fii un înfrânt din punct de vedere spiritual. Și de prea multe ori am cunoscut oameni de felul acesta, poposind adeseori în călătoriile mele, în fel și fel de locuri. Și să vezi o casă cu trei nivele și să vezi că soțul și soția vorbesc unul la subsol, altul la ultimul etaj, au pruncii la etajul al doilea vorbesc pe WhatsApp. Și să vezi oameni care nu se suportă unii pe alții și să vezi oameni care par foarte fericiți pe Facebook, care par foarte sănătoși și în realitate când îi cunoști îți dai seama că dincolo de imaginea asta se spulberă totul. Acum a fost o perioadă în ultimii ani, în perioada de așa zisă pandemie, când pus, purtau oamenii măști. Și eram în... Toți aveam o mască și atunci era foarte clară treaba. Dar să știți că, în ciuda faptului că nu mai avem aceste măști, mai sunt altele pe care le avem. Toți oamenii poartă o mască, cel puțin una. În, în greci, vechii greci aveau un teatru, se numea Teatru de măști. Și actorii în acest teatru se numeau Hipocrito, de unde avem cuvântul ipocrit, nu pocăit. De ce? Pentru că purtau o mască și încă o mască și încă o mască și astăzi te uiți. Și adeseori vezi lucrul acesta, frate, mă iubești, te iubesc. Tu cât de mult? La fel de mult și eu. Dincolo de masca asta știe doar Dumnezeu ce este. Avem masca asta al zmereniei, unii o poartă așa de bine, zic, băi, ce zmerită e asta după cum arată în exterior și când ajungi să-L cunoști, îți vine să te fugi. Există câteodată o masca credinței, există fel și fel de măști, dar vreau să vă spun ceva, Dumnezeu știe ce dincolo de masca asta. Și în ciuda faptului că Dumnezeu știe, El totuși ne iubește și asta mi se pare extraordinar. Numai că, Biruința noastră va fi determinată nu de calitatea măștii. Succesul e determinat de calitatea măștii. Dacă ai o mască de calitate, dacă răzi bine, ești om de succes. În schimb, biruința e determinată de calitatea adevărului, caracterului tău, ceea ce ești în întuneric, acolo unde nu vede nimeni și vede unul singur, Dumnezeu. Asta va sta într-o zi în fața lui Dumnezeu. Și despre asta vreau să vă vorbesc în această zi. Să știți că am în mintea mea foarte multe exemple de-a lungul anilor de pastorație. Acum mă gândesc, de exemplu, la un frate din prima bisericuță pe care am păstorit-o. Era un frate care venea la biserică cu bicicleta. N-aș fi zis vreodată că e de succes, că n-a fost de succes. Venea cu o bicicletă nasoală, rusească, un tohan pentru ăștia mai bătrâni, dacă își mai aduc aminte de marca asta de mare succes într-o vreme. Venea la bicic cu bicicleta asta, mai pica lanțul, mai ajungea, mai n-ajungea. Și fratele dădea demnul la biserică, tot timpul bucuros, tot timpul vesel. Și mi-aduc aminte că avea 80 și ceva de ani când am început eu să păstoresc biserica aceea și am început să construiesc biserica. Și omul era sărac. Dacă când am început construcția bisericii, a venit și el să ajute cu ceva ce avea pe acasă, avea niște scoabe pentru ăștia tineri, acum sunt curios cum traduce omul în limba spaniolă scoabă, um, un fel de cui din ăsta a, a scuțit și într-o parte și în aia cu care se prind lemnele dintr-un acoperiș. Ei, cuiele astea, scoabele astea, erau ruginite, erau sucite, erau amărâte, erau din alea cel puțin second hand, dar cred că erau la mâna a treia deja le a dus într-o pungă, când să începem construcția, s-a uitat la mine și a zis, frate păstor, zice, am adus și eu pentru Domnul ce am avut acasă. Numai, zice, să nu știe nevastă mea, că le-am luat fără ca ea să știe și ea nu-i de acord să le dăm la biserică și știi tu că ea e mai zgârcită, îmi zice el mie. Acum, eu eram tânăr pastor în vremea aceea și m-am gândit, am învățat la școală că dacă într-o familie cineva face o donație, trebuie să te asiguri că știe și celălalt, că altfel te trezești că vine soțul sau soția și îți cere bani înapoi. Și atunci, într-un fel, m-am gândit, mă, să-i spun, om avea 86 de ani și mi-a zis, bunul simț pe care îl aveam, știți că o roada Duhului Sfânt e bunul simț, chiar dacă nu scrie în Biblie, dacă nu ai, poți să te lauzi că ai Duhul Sfânt, că nu prea ai. Bunul simț m-a făcut în momentul ăla să-mi zic, mă, cum să-l învăț eu pe omul ăsta, aveam 20 ceva de ani, cum să-l învăț eu pe omul ăsta despre cum ar trebui să se raporteze la nevastă să el are 86 de ani. Așa că am zis, nicio problemă, frate, lasă-le acolo. Oricum n aveam ce să facem cu ele, să le folosim. Pune-le acolo. Mai venea din când în când, era tare simpatic, cu punga aia, așa, cu bicicleta lui, o parca acolo. Zice, frate, Adi, a mai adus coabele alea. Și... Dar vorbea întotdeauna foarte încet, cu toate că nevastă să era la câțiva kilometri. Dar omul în vârstă, prevăzător, știa ce face. Zice, să nu știe nevastă mea, le lasă aici. Pune-le acolo, ziceam, că... Le-am folosit într-o zi. Evident că nu prea aveam la ce folosi, pentru că v-am spus, erau la mâna a treia, îndoite, ruginite. Dacă să nu-i fac inimă i-am zis să pună acolo, pentru că am văzut că vine din dorința lui sinceră de a ajuta cu ceva. Nu putea ajuta cu altceva. Avea o pensie foarte mică și pe aia o lua nevastă sa. Nu degeaba a zis el că era zgârcită. Și după o vreme am aflat că s-a îmbolnăvit, s-a îmbolnăvit de cancer și au hotărât să nu facă niciun tratament. Avea 86 de ani și -a zis. dacă mă ia Domnul acasă acum, mă duc acasă. Mi-aduc aminte de asemenea că m-am dus să-l vizitez cum trebuie să o faci în mod normal în situații de felul ăsta, să-i dau cina Domnului, să vorbesc cu el. Am făcut tot programul ăla care se face în mod normal, nu știu, nu, nu știu cum să-l numesc. L-am împărtășit, i-am citit din Biblie, am și cântat o cântare. Poți și că cânt, dar nu voi cânta în seara asta. Și în cele din urmă, când am terminat tot ce se cuvenea să fac, mi-aduc aminte că era slăbit, era bolnav, dar totuși ochii străluceau de bucurie. Și asta mi s-a părut extraordinar. Să știți că creștinismul e o, e o religie a bucuriei. De ce? Pentru că noi credem că viața nu se încheie cu o mormântare, ci cu o înviere din morți. Și asta ne face în fața celor mai mari catastrofe să avem speranță. Nu cum a fost cu pandemia, că am fi zis că mor 10.000 într-o parte, 1.000 în altă parte, dar de noi nu se va apropia. Eram așa. Nu, ci creștinismul e o, e o credință a bucuriei, a încrederii în Dumnezeu. Și cu ochii strălucind de bucurie, după ce se termină toată treaba asta, se uită la mine și mă întreabă, zice, frate păstor, ce v-ați fi făcut voi fără scoabele mele? Nu zice el mie. No. Da. Dar zice voi ca voi. Dar ce m-aș fi făcut eu? Că eu zice, mai am puțin de trăit în lumea asta, mă duc din lumea asta și ce o să zic eu, ce i-aș fi zis eu Domnului Iisus când o să stau în fața lui? Mă, tu aveai scoabele alea acolo acasă, n-ai fost în stare să faci și tu ceva pentru biserică? Am ieșit din casa lui exact zâmbind cum a zâmbit voi, dar și plângând în același timp, cu un zâmbet pe o parte a gurii și cu o lacrimă pe un colț de ochi. Am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe administrator și am zis ia măcar două din scoabele alea sau trei și lipește-le de acoperiș. Și dacă nu folosesc la nimic, pune-le acolo într-o parte cu omul ăsta când va ajunge în fața lui Dumnezeu să nu spună degeaba Doamne, am făcut și eu ce am putut. Atât am avut, atât am adus, dar să nu zică degeaba să nu se laude degeaba în fața lui Dumnezeu. Pentru mine, omul ăsta a fost un om al biruinței, chiar dacă nu a fost un om de succes. Nu a avut cea mai tare mașină, ci avea o bicicletă la care pica lanțul de cel puțin două ori de fiecare drum. Dar a fost un om al biruinței. Am văzut oameni de succes, ca Boris Becker, de exemplu, mare jucător de tenis, care încă trăiește, care scrie în autobiografia lui am fost... Pe cele mai înalte culme ale succesului în lumea aceasta, și am descoperit că acolo sus nu este nimic. Fără Dumnezeu, nu este nimic. De ce? Ia gândiți-vă în felul următor. Cum vă gândeați voi cât de bucuros veți fi când o să aveți o casă? N-ați avut o casă, nu? Și ați zis, vin în Spania și fac o casă. Ai făcut-o. Cât de bucuros ai fost când ai terminat-o? Deloc. Erai obosit, erai terminat și te gândeai că ceva nu e în regulă și ai zis, bă, mai trebuie să fac o casă, că văd că nu ți bucuros. Și ai mai făcut una și strece trece viața și realizezi că nu vei găsi nimic, oricâte case o să faci, să ai o mie de case și tot nu vei fi bucuros. Cum te gândeai tu prima dată când ai venit în Spania? Să-mi cumpăr o mașină. Mulți dintre voi ați venit numai să luați o mașină aici. Și ați cumpărat mașina aia, și după ce ai cumpărat, ai zis, bă, nu-s bucuros, înseamnă că nu-i marca bună. Și te schimbați pe mărci, bă, Mercedes mă face fericit, aia la seat nu știu ce. Și ajungi și spui, bă, nici asta nu-i. De ce? Pentru că fără Dumnezeu nu există bucurie adevărată. Pentru că succesul n-aduce împlinire decât o împlinire de moment. Ceea ce aduce împlinire e biruința pe care o duce Duhul Sfânt în noi. Pentru că în momentul în care devii creștin, Biblia spune că trupul tău se transformă într-o biserică sau într-un templu al prezenței lui Dumnezeu. Voi nu știți că trupurile voastre, spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, sunt temple ale Duhului Sfânt și Dumnezeu a plătit un preț pentru asta. Prețul a fost despus de mare, sângele Domnului Isus Hristos, sângele simbolizează întotdeauna, să nu creadă cineva că mulți spun creștinismul e o religie a sângelui, nu, sângele Domnului Isus îl invocăm pentru că sângele reprezintă viața lui, viața lui dată în locul vieții noastre. De ce, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, Hristos pe cruce a suportat chinurile iadului pentru ca noi să nu trebuiască să le suportăm, pentru că fiecare păcătos din lumea aceasta pentru un singur păcat nu era vrednic să ajungă în cer, dar Hristos pe cruce a suportat portat toate chinurile adului, pentru ca noi să ne ajungem acolo și prin credința noastră în jerfa lui suntem salvați de iad. Slăvi să fie Domnul! Amin. Și când Biblia spune că sângele lui Isus Hristos ne-a răscumpărat, adică moartea lui moartea lui, care n-a fost o moarte normală, pentru că noi ne gândim, bă, dar de-a lungul istoriei au mai fost oameni care au murit pe cruce, da, dar moartea lui a fost unică și irepetabilă. De ce? Pentru că în clipa în care Hristos era pe cruce și striga în limba ramaică, Eli, Eli, lama sabachtani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Toate păcatele umanității cădeau asupra lui și credința mea în jertfa lui Isus Hristos în locul meu, pentru că el suporta chinurile iadului în momentul acela în locul nostru, credința mea în jertfa lui mă scapă pe mine de moartea veșnică care este iadul. Slăvi să fie Domnul pentru asta. Asta înseamnă să fii un om al biruinței. În această zi am ales, încă suntem la introducere. Dar oricum eu nu a zis că pot predica până la 10. Deci dacă aveți vreo treabă cu el, discutați la sfârșit. Cât e ceasul? Tu ești cu ceasul la mare pe mână, cât e? Nu mere ceasul. Că nici a mea nu mere, de-aia te-am întrebat. Ora 9 până la 10 mai este vreme. Bun. Iosif, ne spun, dacă o să ne uităm la Iosif, o să-l vedeți că e un om uh... Dacă te uiți la el așa, parcă ți se naște un sentiment, câteodată un sentiment de invidie sfântă, să zic așa. Uitați-vă la el. Ce viață extraordinară. La vârsta adolescenței îi moare mama. Apoi e vândut ca sclav. La vârsta de 18 ani ajunge rob. La, do la vârsta de 20 de ani intră în pușcărie. 10 ani stă la pușcărie pe nedrept și la 30 de ani iese din pușcărie. Și acum din pușcăriaș ajunge al doilea om în stat, în cel mai mare stat din vremea aceea. Vă puteți imagina o asemenea poveste? E ca și cum cineva ar pleca din România, ar ajunge în America, 10 ani ar sta la pușcărie și ar ieși și într-o singură zi ar ajunge în America, al doilea după președinte. Mi se pare că se numește secretar de stat acolo. Într-o singură zi, ce vă spun o singură zi? Într-o clipă, faraonul în capitolul 41, exact în versetul 41 și îi spune așa, îți dau pe mână toată țara aceasta. Ce poveste extraordinară! 10 ani să stai la pușcărie. Păi dacă tu ai ști că ăla de lângă tine a stat în ultimii 10 ani la pușcărie, te-ai gândit vreodată că din omul ăsta o ieși ceva? Să iasă cel mai important om, să iasă prim-ministru aici în Spania. Imaginați-vă că asta e povestea lui Iosif. Dumnezeu ridică pe Iosif. Pentru că vreau să spun ceva, dragul meu ascultător, frate și soră, drag prieten, Dumnezeu îți poate schimba viața într-o fracțiune de secundă. Într-o zi, viața lui Iosif era la pământ, era și rob, era și pușcăriaș, n-avea niciun viitor și într-o singură clipă Dumnezeu îl smulge de acolo și face din el prim-ministru. Slăviți să fie Domnul! Pentru că noi românilor ne place să ne plângem, să spunem, nu, niciodată nu o să fie nimic cu viața mea, ne uităm la noi, te uiți la familia ta, te uiți la ce ți se întâmplă și îți place să te plângi și mai ai în jurul tău oameni care spun, bă, nu o să fie niciodată nimic de capul tău. Vreau să spun vestea bună în această seară, Dumnezeu poate schimba viața ta, Dumnezeu te poate ridica, Dumnezeu poate mântui pe cel din casa ta, Dumnezeu poate asculta rugăciunea ta, Dumnezeu poate vindeca într-o fracțiune de secundă, Dumnezeu poate elibera într-o fracțiune de secundă. Dumnezeu te poate scăpa de datoriile pe care le ai și de toate încurcăturile pe care ți le-ai creat în, în viața asta și pe care le traversezi în ultimii 10 ani. Într-o singură zi Dumnezeu poate schimba toate aceste lucruri. slăviți să fie în numele lui! Și despre asta vreau să vă vorbesc în seara aceasta. Și cred din toată inima că Dumnezeu poate opri în dreptul fiecarei persoane din locul acesta și poate face lucruri mult mai mari decât ne putem noi imagina. O să vă vorbesc doar despre, am zis că deja de o jumătate de ceas, cred că, în mod normal, nu, introducerea nu e așa lungă la o predică, dar acum la cât de des vin eu la voi, nu mai respect acum toate canoanele astea obișnuite, nu vă supărați voi pentru asta. O să am două puncte la predica asta, dar fiecare punct are mai multe subpuncte, vă, vă, zic din, dinainte. Ca să fiu un om al biruinței, trebuie să biruiești în două domenii din viața ta. Primul domeniu, domeniul tentațiilor sau ispitei. Iosif biruiește în asta. Biruiește păcatul. Și al doilea, domeniul încercărilor, problemelor, suferințelor vieții. Sunt cele două domenii. Ispita și încercarea. Iosif biruiește și ispita, biruiește și încercarea. Trece și prin ispite pe care, și tentații pe care le reușește să le biruiească, dar trece și prin încercări, încă din adolescență îi moare mama, după aia e vândut ca rob, îl vând frații lui și așa mai departe. Prin toate acestea, Iosif e mai mult decât biruitor. Și acum, am spus așa, dacă vrei să fii un om al biruinței în ochii lui Dumnezeu, mai întâi, la fel ca Iosif, trebuie și tu să biruiești ispita din viața ta. Ce este ispita? Ispita e reclama pe care. De diavolul o face păcatului. Ispita nu e totuna cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Isus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Sunt mulți oameni care vin și spun, zice, am fost ispitit să păcătuiesc. Oare e păcat lucrul ăsta? Nu e păcat asta numai că de obicei când oamenii vin și spun am fost ispitit să păcătuiesc eu îl întreb om sigur doar ai fost ispitit să păcătuiești sau chiar ai și păcătuit Ispita este doar gândul Vedeți marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație de ce pentru că de la imaginație pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea când omul, de exemplu, cu ochii larg deschiși visează, bă, dacă aș putea face roz de bani a, și printr-o metodă, nu tocmai una creștinească, și deja își imaginează ce casă mi-aș cumpăra, ce mașină mi-aș face, ce mi-aș cumpăra și deja visează cu ochii larg deschiși, fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de, de, aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea mai mult decât orice, pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici. Se spune că e război în Afganistan, nu mai știu pe unde. Dar eu vă spun că e război. Aici e cel mai mare război, nu numai în Ucraina, aici, în minte. Și la biserică, mă uit pe stadunare de multe ori și văd pe oameni cum stau și să uită. Cea mai mare bătălie e bătălia pentru o minte normală. Mai ales în vremurile noastre, când nebunia a prins rang de împărăteasă. Trăim într-o lume în care împărăteasa acestei lumi este nebunia. Și acum o să vă spun așa, eu vă întreb pe voi, a fost Iosif tentat să păcătuiască, da sau nu? Vă dau trei exemple, trei păcate cu care e tentat. Primul păcat, păcatul de a, vorbi, de a tăcea atunci când ar trebui să vorbești și de a vorbi atunci când ar trebui să taci. Al doilea păcat, păcatul de a fura. Și al treilea păcat, păcatul de a trăi în imoralitate sexuală. Toate trei reușește să le biruiască. Toate cele trei ispite reușește să le biruiască. Primul. Capitolul 37 din Geneza, mi se pare. Iosif acasă cu frații lui. Dacă ar fi aici un prung mai, mai, mic, l-aș întreba. Vă aduceți aminte ce făcea Iosif, fiind printre cei mai mici din familie, când frații lui făceau câte o boacănă, câte ceva rău. Ce făcea Iosif? Se ducea la tata. Eu sunt cel mai mare în familie la noi și știu care e mecanismul ăsta. Adică la cât am încasat-o eu din cauza lui Beni. Uh și pe fratele meu mai mic, tot Beniamin. Um, există un mecanism interesant. Acum, i-am auzit pe unii frați zicând că Iosif ar fi fost cam părăcios. Nu era părăcios. Iosif se confruntă cu un păcat. Știți care e păcatul? Păcatul de a tăcea atunci când vezi răul în viața altuia sau de a tăcea atunci când ar trebui să vorbești și de a vorbi atunci când ar trebui să taci. Da, da, da. Asta e un păcat românesc. Noi de multe ori ne trezim că vorbim când ar trebui să tăcem. De câte ori nu-i aud pe prietenii mei, mă, când vine, eu îi zic. Și când vine, îi pe silent. Las că nu-i zic de data asta, îi zic data viitoare. Dar mai există și invers. Păcatul de a tăcea atunci când vezi răul în viața altuia, de ce să-i spun eu? De ce să mă pun eu rău cu el? De câte ori n-ați pățit asta? De câte ori ne-ați zis, bă, dar n-are părinți, ce eu? N-ați auzit vorba asta? Ce sunt eu, păzitorul fratelui meu? E din totdeauna. Și ce spune Biblia în legătură cu biserica? Vegheați unii asupra altora. Asta nu înseamnă că tu trebuie să te uiți la fratele sau la sora și să vezi cu ce-o păcătuit. În primul rând te uiți la tine, dar rostul comunității e acesta. Și eu nu vechez asupra fratelui meu ca să-l dobor, ca să-i demonstrez că eu sunt mai bun, că sunt mai pocăit decât el. Nu, ci, ci, în momentul în care o căzut, să-l ajut să se ridice. Pentru că ăsta e rostul bisericii. Eu vă spun, noi nu venim la biserică, nu știu, unii poate aveți impresia că veniți să ascultați o predică în primul rând sau să ascultați pe cineva, nu știu, cântând sau să, să vă rugați împreună. Nu, nu, nu. Motivul pentru care există biserică, primul motiv e să ne ajutăm unii pe alții, să ne purtăm, spune Biblia, unii altora poverile, nu vorbele. Dar în momentul în care fratele tău e într-un moment greșit sau rău în viața lui, spune Biblia că e de datoria ta să mergi să-i spui. E de datoria ta. Mântuitorul Iisus spune asta în Matei 18. Dar tu ce faci? Deci bă, lasă. -l. Nu mă pun eu rău cu el, nu? De câte ori n-ai făcut asta? Ispita de a tăcea. Și acum în Spania îi o treabă, dar în România, știți de câte ori am văzut treaba asta? Că suntem revoltați. Când vezi răul în viața altuia, ești revoltat pe rău. Dar n-ai curajul vreodată să-l confrunți. Și nu trebuie să-l confrunți dur. Că Biblia ne spune cum trebuie făcută mustrarea, cu înțelepciune, dar trebuie să ai tăria de caracter să spui. Dar să știți că de multe ori tăcerea e mai importantă decât vorba. Uitați-vă acum, de exemplu. Nu a fost moment mai în care să ascultați mai bine predica ca acum, când am tăcut. Și o să vă spun de ce. Pentru că e foarte important să știi când să vorbești. Și foarte important să știi când să taci. Sunt momente în viața ta când pur și simplu cel mai bun lucru pe care poți să-l faci e să taci. Când unii te vorbesc de rău, să știi să taci. De ce să taci? Pentru că dacă vei vorbi tu, va tăcea Dumnezeu. Dacă vei tăcea tu, va vorbi Dumnezeu. De câte ori nu ești tentat? Mă, eu îi zic, dar ce zic ce de pruncii mie? Dar nu, știu, dar nu știu eu de pruncii lor, dar de neamul lor. Și... Dumnezeu îți spune taci. Sunt momente când trebuie să știi să vorbești, altădată dată când trebuie să știi să taci. Și eu ispită, ispită de a vorbi când trebuie să taci și de a tăcea atunci când ar trebui să vorbești. Vreau să vă spun mai mult decât atât. Sunt momente când și în rugăciunile mele cele mai ascultate rugăciuni au fost când am tăcut. Pur și simplu am tăcut. Mă, frați penticostal, eu pot să-mi permit să spun asta. Tata penticostal, bunicul penticostal, străbunicul, zic unii că mă tă laud cu treaba asta. Mă laud ca să vă... De ce? Ca să îmi permit să și corectez unele lucruri. Mă, fraților, să știți că a te ruga nu înseamnă numai să vorbești tu. Mai lăsați-l și pe Dumnezeu să vă vorbească. E ca și cum, uite, eu stau de vorbă cu voi acum și tot, aș sta de vorbă cu omul ăsta și tăia spune, aș a spune, aș tăia, spune, aș, tăia, spune, aș tăia, spune și la un moment dat, trebuie să-mi zică și el ceva ca să existe o comuniune acolo. Altfel, vorbesc eu singur. Dați-mi voie să vă spun că multe din rugăciunile noastre e un fel de a vorbi singur pentru mulți. Dumnezeu vrea să-ți vorbească, taci. A să vă spun ceva, au fost atâtea momente în rugăciunile mele când am fost cercetat de Duhul Sfânt, nu când am vorbit, ci când am tăcut Pur și simplu am tăcut când i-am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, de rugat m-am rugat și am zis asta de multe ori. De postit pentru lucrul ăsta am postit de multe ori. Am venit înaintea ta de foarte multe ori cu același lucru. Eu știu că Tu-l cunoști. Nu rămâne decât un singur lucru, să stau înaintea ta și să aștept îndurarea ta. Eu nu știu dacă ați avut momente în care, căutând voia lui Dumnezeu și ne o Doamne, să mă duc în România, să mă duc acolo, la ce școală să mă duc, ce să fac, încotro să o apuc. Când i-ai spus lui Dumnezeu de 100 de ori și e tot zis, e tot zis, e tot zis și la un moment dat zici, bă, dar tot zic și n-am niciun fel de lumină. Știi de ce n-ai niciun fel de lumină? Pentru că nu taci omule, pentru că tot vorbești. Pentru că n-ai făcut un moment de liniște în sufletul tău în care să, să lași pe Dumnezeu să-ți vorbească. Chiar în seara asta, bărbatule, acolo unde ești și, soră dragă, femeie, ascultă-mă, chiar în seara asta Dumnezeu îți poate vorbi în adâncul ființei tale, dar fă în sfârșit liniște în tine și lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Dumnezeu e gata să-ți dea direcție, Dumnezeu e gata să te mângâie, pentru că mângâietorul, Duhul Sfânt, este prezent în biserică. Dumnezeu e gata să rup orice legătură a întunericului din viața ta. Dumnezeu e gata să lucreze cu putere în viața ta. Dai timpul să taci pur și simplu în prezența lui Dumnezeu. Mi se întâmplă, aduceți-vă aminte de oamenii lui Dumnezeu când stau în prezența lui Dumnezeu. Câte vorbe au zis? Câte vorbe au zis Ilie când stă în prezența lui Dumnezeu? Câte vorbe, a zis Ezechiel, când vede doar arătarea slavei lui Dumnezeu și se prăbușește cu fața la pământ? Câte vorbe, zice, Ioan, când îl vede pe Isus și spune Biblia în Apocalipsa, fața lui strălucea ca soarele în toată puterea lui și când îl vede ce zice? Am ținut o rugăciune, i-am tot zis, nu, zice Ioan, m-am prăbușit la picioarele lui ca mort. Și el ce a făcut? El și-a întins mâna dreaptă peste mine și mi-a zis doar atât. Nu te teme. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Eu sunt cel care a fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Cheile locuinței morților sunt în mâinile mele. Nu te teme. Și asta vrea să spună Dumnezeu și ție, draga mea. Și asta vrea să spună și ție, dragul meu Dumnezeu. Tu care te tot lupți cu păcatele tale și vii la biserică și zici, bă, prin neprihănirea mea rezolv treaba și tot vorbești și tot vorbești și tot vorbești, taci în prezența lui Dumnezeu. Tu care de am de zile aștepți cumva ca Dumnezeu să rezolve o problemă din viața ta și tot îi spui și tot îi spui și tot te roști și tot te roști și niciun rezultat, taci în prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu care e prezent prin Duhul Sfânt în locul acesta e gata să-ți dea direct. El întinde mâna peste tine, prin Duhul Sfânt, chiar în seara asta, și spune cum i-a spus lui Ioan. Nu te teme. Nu te teme de boala cu care te confrunți. Nu te teme de situația gravă din familia ta. Nu te teme de situația pe care o ai în, în viața ta. Poate că în momentul de față lupți cu o tentație foarte mare care peste puterile tale și vii la biserică și strigi aici rugăciune și spui Doamne, ai milă de mine, vreau să biruiesc. Dumnezeu care e prezent în locul acesta, prin Duhul Sfânt îți spune, nu te teme. Eu sunt cel care ține cheile morții și locuinței morților zice Domnul, slăvi să fie numele Lui. Mai zic o dată, să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăvit să fie numele Lui. Câteodată unii dintre noi rostim mai multe cuvinte decât am rostit eu acum, că știu că și eu vorbesc repede. La Biblia spune că tăcerea contează. Sunt lucruri pe care cuvintele nu le pot cuprinde. Spune Biblia că Isus, când era pe cruce, știți ce a făcut? A scos un strigăt mare, atât pentru că sunt lucruri pe care cuvintele nu le pot exprima. Oricine a trăit un sentiment puternic de iubire sau de durere sau de suferință, știi că sentimentele acestea care sunt foarte puternice nu pot fi cuprinse în cuvinte. Oricât ai încerca să zici, te iubesc ca nu știu ce, sau mă doare atât de tare lucrul ăsta, nu. Sunt sentimente puternice pe care nu le poți descrie în cuvinte și în momente de felul acesta, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci e să taci și să lași ca Dumnezeu să se atingă de tine. Slăviți să fie Domnul! Al doilea păcat pe care îl biruiește Iosif este păcatul uh, uh, hoției. De ce? Hai să vă spun de ce. Pentru că Iosif primește pe mână toată averea lui Potifar. Eu acum vreau să vă dezvălui un secret. Știu, Am văzut că pe la mod, am văzut tot felul de predici cu titluri din astea bombastice, câteodată mă fac să zâmbesc unii dintre frații noștri în Goana, după vizualizări și like-uri, împărtășesc niște lucruri de stă mintea în loc. Și uh, acum împărtășesc și eu cu voi o chestie din asta așa senzațională. O să vă spun ce salariu avea Iosif. Poate că sunteți curioși, că știu că toți suntem curioși, dar tu câți câștigi acolo? Cât tu, mai ales cu ăștia, dar ție cât îți la oră? Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Știți cât, cât era? Gândiți-vă! avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. Nada. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, o să fii atent, te învăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici. Vezi cum faci. La social te bagi acolo, faci așa și... A, ce ajută domnul. Credeți că n-au fost câțiva care să spună, fii atent Iosif, ăsta n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Păi probabil că era mai mult beat. Nu știu ăsta câți bani are. Și câți, câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu îi le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Păi nu-i corect înaintea lui Dumnezeu să faci așa? Că doar nu te-o nimic. Și mulți am fi gândit așa, bă, da, nu-i creștinește așa, până la urmă, cu doar e dreptul tău. Ia o parte, pune într-un cont în Asiria și când ăsta beat, îi beat, te-ai făcut nevăzut, el lăsa și lui bani, rămâi și tu și la urmă toate-s bine. Faci o rugăciune, ești iartă Dumnezeu. Credeți că n-au fost câțiva care se spune asta lui Iosif? Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iacve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Pentru că știu că unii dintre voi sunteți în Spania de ani de zile și mai sunt din ăștia care vă întreabă, bă, dar tu ce ai făcut de atâți ani în Spania? Bă, dar tu uite ăla, ăla mă, ce casă are, uite ăla cum s-a descurcat, ăla altul cum s-a descurcat. Și acum fiecare, după cum o lăsa Dumnezeu în dreptul fiecăruia. Unii se descurcă mai bine, alții mai puțin bine, că vedeți, toți avem de la Dumnezeu un anumit dar. Ei nu tăi să-l invidiezi pe ăla care are mai mult, nici să-l privești cu dispreț pe ăla care are mai puțin, dar Credeți că nu există? Există, vă știu eu și știu pe fiecare, eu știu și pe ai mei. Credeți că nu există tentația asta? Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu. <sus> eu și vă știu asta. Și de asta când, când e tentat, pe mâna lui, în mâna lui se învârteau milioane, miliarde, pentru comparativ cu vremea de astăzi. Treceau prin mâna lui o grămadă de bani, dar Iosif nici măcar o dată nu se gândește să se lipească o, 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 parte din banii aceia sau din averea aceea. De ce? Știa că există un Dumnezeu sus în ceruri care vede și în același timp știa că Dumnezeul acesta ai parte de grijă. Mă că ai venit la biserică în seara asta cu gândul chiriei pe care trebuie să o plătești, cu gândul faptului că mai ai de rezolvat niște probleme financiare are, cu un gând că în ultima vreme ți s-au încurcat lucrurile în afacerea pe care o administrezi sau lucrurile pe care le ai, vreau să-ți garantez ceva. Dumnezeul nostru poate purta de grijă. Aduceți-vă minte de adolescentul acela pe care îl aduc nici în fața Domnului Isus și întreabă Domnul, e cineva care are ceva? Da, avem unul care are niște pâini, niște pești și se uită probabil oamenii și îl judecă pe Isus, uite, ia de la copilul ăla pâinile și pești, dar spune Biblia că Isus nu le mănâncă, cum probabil se așteptau unii dintre cei ce se uitau, ci cel puțin țin Și binecuvântează și mulțumește lui Dumnezeu, și puținul acela devine mult. Poate ai senzația că ai puțin, dar pune puținul tău în mâna lui Dumnezeu și puținul tău poate deveni mult, pentru că Dumnezeu poate binecuvânta. Am cunoscut oameni care câștigau pe lună mii de euro, foarte mult bani, și îmi spuneau, mă câștigam într-o lună 15.000 de euro, și la sfârșitul lunii mai rămâneam cu 2.000 de euro datorie. Și acum zice câștig 2.000 sau o mie și ceva și mai și pun bani deoparte. Pentru că spune Biblia în Hagai, vă las pe voi să găsiți, zice, pui ca într-o pungă spartă, mâncați, tot nu vă săturați, vă îmbrăcați, tot nu vă este cald și cine câștigă un salariu, parcă îl pune într-o pungă spartă. Și tot zici, bă, dar am câștigat, câți bani am câștigat și cu ce am rămas când am tras linia? Că satana ți dă, tot el ți ia și cu dobândă și îți distruge viața după aceea. Dar puținul tău în mâna lui Dumnezeu poate deveni mult. Slăviți să fie domnul pentru asta. De-aia nu fiți tentați. Biblia spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot ceea ce aveți. Ai puțin, mulțumește pentru puținul ăla. Ai mult, mulțumește lui Dumnezeu că ai mult. Fiți mulțumitori cu ceea ce Dumnezeu v-a dăruit. Câteodată poate părea absurd. Și o poveste pe care o spune o, o, o femeie care a fost într-un lagăr de concentrare, numele ei este Cori. Uh, are un nume uh, olandez, Fica ca unui ceasornicar olandez care a salvat 800 de evrei de la moarte, ajunge într-un lagăr de concentrare în Germania, la Ravensbruck, și ea ajunge acolo undeva într-o căbănuță, cum erau cazați, cazați, așa, luați cu forța și puși acolo, cu o sută și ceva de femei și ea acolo predica și le spunea și le vorbea și făceau studiu biblic, dar la ele încă să erau țânțari mai mult decât în toate celelalte la un loc și sora ei îi spune, hai să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru țânțari. Că scrie în Biblie, în Efeseni, în capitolul 5, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului Isus Hristos. Și au zis, mă, asta e prea de tot. Dar sora s-a zis, dar nu scrie pentru toate lucrurile. Și au zis, Ba da, pentru toate lucrurile. Păi dacă scrie pentru toate lucrurile, nu se încadrează și în în toate lucrurile? Ba da, se încadrează în toate lucrurile. Și atunci, și ea povestește, și puteți să o găsiți povestea ei pe internet, Cori Ten Boom, e numele ei, zice, cu toate că sora mea, mea mi-a zis să mulțumim pentru sânțar, am lăsat-o pe ea să facă rugăciunea, că mi-a fost rușine să facă rugăciunea asta. Și am mulțumit împreună cu ea și eu acolo și zice, după ce s-a terminat războiul, sora ei o murit înainte ca ea să fie liberată cu vreo două luni, am aflat că, de fapt, motivul pentru care noi puteam face studiu biblic acolo erau țânțarii. Pentru că gardienii din cauza țânțarilor ne lăsau acolo, nu veneau acolo. Și uită că un lucru care e rău, poate de fapt să devină ceva bun. Și eu asta am văzut în viața multor oameni. E ușor de zis, eu am văzut în viața multor oameni, oameni bolnavi, de exemplu, în căruciorul cu rotile, Biserica Lumina din Oradea pe care o păstoresc, are în fiecare program, aducem la biserică mulți oameni în căruciorul cu rotile, mai mulți oameni pe care aducem în fiecare duminică la biserică. Și am cunoscut o grămadă de oameni care nu pot nici măcar să prindă, nici să cuprindă. Sunt bolnavi de tot felul de boli. Și oamenii ăștia, au niște povești de viață extraordinare. Știți la ce concluzie am ajuns? Am ajuns la concluzia că prefer mai degrabă să fiu paralizat pe pământul acesta, dar să stau pe picioarele mele cerești în fața lui Dumnezeu. Prefer mai degrabă să nu văd aici, dar când voi deschide pentru prima dată ochii, să văd chipul Domnului Iisus Hristos. E și o compozitoare de muzică creștină, o negresă care s-a născut oarbă și femeia asta a fost întrebată odată de cineva dacă nu-i supărată pe Dumnezeu că s-a născut așa. Și ea a zis, voi cei care aveți ochi, vedeți în lumea aceasta o mulțime de lucruri pe care mai bine nu le-ați fi văzut niciodată. Dar eu, când voi deschide pentru prima dată ochii, voi vedea chipul Domnului Isus Hristos. Prefer mai degrabă să-i spun lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, indiferent ce soarta și avea în lumea aceasta, vreau ca într-o zi să-mi spui vino, rob bun și credincioasă. Am zis, Iosif reușește să biruiască, biruiește, biruiește și ispita de a tăcea, biruiește și ispita de a lua. Și al, al treilea lucru, biruiește imoralitatea sexuală. Dar știți de ce o biruiește? Mulți spun că e imposibil de biruit. O biruiește pentru că e determinat, e hotărât. Zice, cum aș putea să păcătuiesc în felul ăsta împotriva lui Dumnezeu? Sunt mulți oameni care așteaptă de la predicator, de la, nu știu, au venit fratele a, de acum mă duc în față și pune mâinile peste mine. Am avut așa experiențe, nu de dată. când mi-a zis unul, frate, ai venit dumneata și am crezut că dacă vii dumneata nu știu ce s-a întâmplat. Bă, dacă astăzi ați venit cu gândul ăsta, așa să plecați acasă de numai. Și zic, ce s-a întâmplat? Păi am ieșit în față și nimic. Nimic, nimic, nimic. Numai că s-a pus mâna peste freza mea și s-o schimba, zic, poate domnul atâta a vrut să schimb freza. În afară de freză, zice, nu mi-ai schimbat nimic. Acum, dați-mi voie să vă spun ceva. Dacă vrei ca Dumnezeu să schimbe viața, trebuie să vrei. Dacă, dacă într-adevăr, și poate părea absurd ce vă spun acum, nu întâmplător Domnul Iisus când, când, schimbă viața unui om și înainte ca omul ăla să fie vindecat, îl întreabă, vrei să fii vindecat? Pare absurditate. Cum adică, mă, dacă stai paralizat? Cum îl mai întreb ăsta? Vrei? Știi de ce întreabă Domnul dacă vrei? Pentru că de multe ori eu mă uit la adunare și îmi dau seama că mai mult vrem noi decât vreți voi. Hmm. Și stai de vorbă cu câte unul care are probleme și îți dai seama că vrei tu mai mult decât el. Și dacă eu vreau mai mult decât tine, se întâmplă că toată și la predică, ne încercăm noi, predicatori, mai ales ăștia care suntem mai evangeliști, pentru hai mă! Și vine câte o soră la, la, mai în vârstă. Am avut o perioadă în viața mea când eram așa, credeam că eu dacă o să strâng tare, o să e, fi serios, nu, deci, harul nu se măsoară în decibeli. Și vine câte o soră, vine o soră mai bătrână, nu odată, zice, frate, tu astăzi ai vrut mai mult decât am vrut noi că dacă eu vin și strâng aici, voi o să stați așa, o să ascultați, dacă nu se schimbă nimic, egal cu zero. Atât, egal cu zero. Pentru că tot ceea ce contează, în primul rând, e să vrei. Zice fericitul Augustin la un moment dat, când lupta cu păcatul, are o rugăciune, o puteți găsi și voi pe Google, dar nu în timpul predicii mele. Zice așa, Doamne, ajută inimii mele să te dorească, că totul pornește de la voință, dorească, Dorindu-te să te caute, căutându-te să te găsească, găsindu-te să te iubească și iubindu-te să înceteze să păcătuiască. Pentru că secretul biruinței împotriva păcatului nu este doar frica de Domnul, ci este dragostea de Domnul. Pentru că frica de Domnul este doar începutul înțelepciunii, dragostea de Dumnezeu e continuarea înțelepciunii. Eu nu o să zic, zic băi, nu păcătuiesc că mă trăznește sau mi se întâmplă ceva. Voi ați văzut cât, cât, de pocăiți, între ghilimele, eram în pandemie? Bă, eu am crezut că când se termină pa pandemia, bă, o să fie bisericile arhipline. La primul program, niciun sfert din biserică nu era la biserică. De frică să nu, nu știu ce se întâmplă. Bă, dar erau pocăiți, erau... De ce? Că frica acționează doar cât ține problema aia. Câtă vreme tu ești într-o relație cu Dumnezeu numai de frică. Exact așa se întâmplă. Dar vreau să spun ceva. Când îl iubești pe Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu îți dă putere să biruiești păcatul. Știți ce înseamnă să fii pocăit? Să îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatele. N-a zis amin aici. Mi-a zis o doamnă odată, zice, domnul pastor, eu aș vrea să mă pocăiesc, dar nu mă pot lăsa de fumat. Și am zis, doamnă, înseamnă că iubiți țigara mai mult decât îl iubiți pe Iisus. Așa s a enervat pe mine avea o poșetă în mână, am zis, gata, gata să-mi dea cu poșeta aia în cap. Vai, dar eu îl iubesc pe Iisus. Haideți să vă spun, fiecare om din lumea asta are părțile lui. A, a fi pocăit înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât iubești orice alt lucru și din dragoste pentru Dumnezeu renunți la toate celelalte iubiri. Asta înseamnă pocăința. Frica de Domnul contează. Dar noi nu trăim în teroare. Când eram prunc, îmi zicea, îmi zicea, bunicul meu, vezi, că dacă nu, vezi ce faci, că poate te trăznește, că era la țară, mai ales de vara. Mi era frică, nu cumva să fac ceva să mă trăznească. Și azi noapte o trăznit pe aici, am auzit că o tunat foarte tare, o fulgerat. Și mă ținea bunătatea și pocăința numai când trăznea și fulgera. Când era senin, se ducea. Mi-aduc aminte că am mers să împrumutăm niște cireșe, eu cu fratele meu, de la niște vecini. Noi aveam cinci cireși, dar a vecinilor parcă făceau mai bune. Și mi-aduc aminte că l-am pus pe Călin, că și el e pastor între timp, o devenit pastor și el, și l-am pus să stea să se uite la cer, să nu cumva să se întunece cerul. Eu m-am apropiat de prima și în reluare, nu o să o niciodată. M-am apropiat încetul, cu încetul, cu încetul, Călin se uitat la cer, eu îi ziceam, bă, sigur e ok, stai liniștit, zice, nu ploaie astăzi, 100%. Am luat-o prima, m-am așteptat, să se întunece cerul, să se întâmple ceva, nimic. Am mâncat-o încet, ce să nu rămână în gât. A doua, a treia, m-am gândesc astăzi că exact așa face omul cu păcatul. Intri pe net odată, unde n-ar trebui, furi odată, înșel odată, faci un anumit lucru, prima dată zici, bă, ce se întâmplă? te mustră conștiința, vii la biserică, lași o lacrimă, dar vezi că nu ți se întâmplă nimic. Și zici, bă, dar cum adică plata păcatului? Moartea că mă simt bine. Numai că tu nu realizezi că de fapt trăiești o moarte lentă. E ca și fumatul. Omul fumează și scrie pe pachetul de țigări, tutunul dăunează grav sănătății, dar el vede că fumează și nu are nimic. Mai fumează o dată, de două ori, de zece ori, un an, doi, zece, douăzeci, și merge la doctor după 10 ani și doctorul îi zice, sunteți bolnav de cancer pulmonar. Fumați? Da, fumez, domnule, da, țigările mele n-au nicio treabă. Eu am fumez și n-am nicio treabă. Tot am fumat și uite că am fost sănătos. Pentru că exact așa stau lucrurile cu păcatul. Omul păcătuiește și are senzația că nu-l afectează deloc. Dar de fapt el se otrăvește pas cu pas până când la un moment dat se prăbușește. Și când se prăbușește se sperie și zice a, ah, deci asta este. Pentru că atunci când Biblia spune plata păcatului e moartea, unii dintre noi așteptăm să murim în clipa aia. În clipa aia, să deschide pământul. Mai ales când ești foarte tânăr, zici, bă, acum mor. Dar în realitate nu mor, ci o moarte lentă. Te omoară pas cu pas. Te distruge pas cu pas. Nici nu realizezi și când, când realizezi, deja e prea târziu. Și rostul predicii în această seară este să-ți deschidă ochii omule. Dacă și vor reuși să biruiască păcatul, și tu vei reuși. Slăviți să fie pe Domnul pentru asta. Nu știu cât e ceasul. Tu ești omul cu ceas. Jumate, nu? Până la 10 mai avem vreme, ca așa a zis junoț, că n-am zis eu că țin așa mult. suntem la punctul 1, trei subpuncte am avut. Punctul 2, ăsta e mult mai scurt. Dacă Iosif a biruit ispita, și noi putem să o biruim. Dar Iosif a biruit și încercarea. Cum? Două lucruri. Unu, caută soluții și nu vinovați. Și doi, încrede în Dumnezeu. Caută soluții și nu vinovați. Când Iosif biruiește încercarea, ce ar fi putut să zică? Când vin frații lui acolo, știți toată povestea, nu vă mai spun, când vin frații lui, ar fi putut să spună: Dacă eram noi, ziceam, nu, no, acum mi-o dat Domnul pe mână să mă răzbun. Știți ce le spune? Negreșit, când m-ați vândut, voi ați vrut să faceți un lucru rău, dar Dumnezeu a schimbat răul vostru în bine. Să-l să fie Domnul. Noi, când ajungem în momente grele din viața noastră, tentația noastră este să ne răzbunăm. Ne gândim, mâna asta, cum am pățit-o da, când te am prins. la mars Dumnezeu îți spune, caută soluții și nu vinovați. Pentru problema din viața ta, nu mai căuta vinovați. Dacă vrei să vezi un vinovat, ia o oglindă și uite-te acolo. Cel mai mare vinovat ești chiar tu cu alegerile greșite pe care le-ai făcut în viața ta. Nu mai da vina pe nevastă ta, nu mai da vina nici pe bărbatul tău, nu mai da vina pe, nu știu, locul în care te-ai născut, nu mai da vina pe nimic altceva. Fii destul de sincer să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, la fel ca fiul risipitor, numai eu am păcătuit, numai eu am greșit. Ai milă de mine, caută soluții și nu vinovați." De ce vă spun asta? Pentru că întotdeauna există o soluție. Poate te uiți la viața ta și nu mai vezi nicio soluție. Poate te uiți la situația din familia ta și nu mai vezi nicio soluție. Poate te uiți la sănătatea ta și nu mai vezi nicio soluție. Vreau să spun ceva. Dumnezeu are întotdeauna o soluție. Amin. Gândiți-vă că pentru viața lui Iosif, dacă venea Iosif după 10 ani de pușcărie la mine și mi-ar fi spus Domnul pastor, ce să fac? Credeți că pot ajunge ceva în viața asta? Niciodată n-aș fi bănuit că Iosif va ajunge prim-ministru. Dar Dumnezeu poate face din el într-o singură zi asta. Ascultă-mă bine, astăzi când te uiți la viața ta, după toate greșelile și alegerile greșite pe care le-ai făcut, te uiți la viața ta și spui, am distrus-o singur cu alegerile greșite. Vreau să spun ceva, Dumnezeu are o soluție. Dumne -are, Dumnezeu are o soluție și pentru cancer. Dumnezeu are soluție și pentru falimentul din casa ta. Dumnezeu are soluție și pentru depresie și tristețe. Și acolo unde doctorii spun că nu mai există nicio soluție. Acolo unde psihologul și psihiatru spun că nu mai există nicio soluție. Acolo unde și pastorii se uită și spun nu mai există nicio soluție. Dumnezeul nostru are o soluție. Gândiți-vă câți dintre noi am fi dat măcar o singură șansă lui Iosif să devină vreodată ceva. Niciunul dintre noi, după, 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 10 ani de stat în închisoare, fiind sclav, n-am fi îndrăznit vreodată să visăm că Dumnezeu va face din Iosif ceea ce a făcut. Așa cum viața ta astăzi e ruinată, fie de păcat, fie de boală, fie de lucrurile din viața ta, ascultă-mă bine, Dumnezeu poate să schimbe și ție viața într-o singură secundă, slăvit să fie Domnul. Mai zic o dată, să fie Domnul. Dar vă mai zic ceva, că am văzut că aici sunteți mai entuziasți dacă vorbesc mai tare și mai repede. Dar am să vă spun ceva, soluțiile lui Dumnezeu nu întotdeauna ne plac. A, ce la asta n-ați mai zis, amin. E, da, când v-am zis că Dumnezeu are o soluție pentru tăți, erați, aleluia. Dar când v-am zis că soluția lui Dumnezeu nu ne place întotdeauna, a, că noi știți cum am vrea. Vă spun eu, știți cum venim noi la Dumnezeu? Hai să vă spun. Noi venim și cu întrebarea și cu răspunsul. Cum vin pruncii voștri la voi? Zice, tati, nu vrei să mergem. Uh, ce zici? N-ar fi bine să mergem în vacanță. Dar el are răspunsul deja. El nu te întreabă că vrea răspunsul de la tine. El vrea numai să confirmi răspunsul lui. Nu, no, așa facem și noi. Și cauz la proroci, până îți zice unul exact ce vrei tu să auzi. Și găsești, sau sunt destui. Cauz la oameni. Noi venim la Dumnezeu nu cu întrebarea. Noi venim și cu întrebarea și cu răspunsul. Dacă îmi vii la Dumnezeu cel mai bun lucru, vii în fața lui Dumnezeu și spui, Doamne, asta e întrebarea mea, eu n-am niciun răspuns. Și dacă răspunsul tău nu o să-mi placă, eu sunt gata să-l accept în viața mea. Și o să spun, Doamne Dumnezeule, nu voia mea să se facă, ci voia ta să se facă. Hai să vă mai spun ceva. Soluția lui Dumnezeu e câteodată să îngăduie boala, să îngăduie suferința, să îngăduie, să, să îngăduie, îngăduie pierderea. Soluția lui Dumnezeu nu e întotdeauna cum am vrea noi, vindecarea, succesul, că ăștia cu așa zisă teologia prosperității spun povești de genul ăsta. Nu. Soluția lui Dumnezeu câteodată e o palmă. Eu am învățat-o asta de mic în familie. Mi-aduc aminte la noi în, în, familie, acolo la bunici unde am crescut. La noi în sat era un supermarket, îi zicea cooperativă agricolă de producție. La acest magazin sătesc unde era un nene care vindea, un domn care mai venea când era treaz la lucru, un rest nu prea era deschis. Și ăsta vindea, era doar un singur sortiment de dulciuri, niște bomboane ăștia care sunteți născuți aici, în Spania, dacă vă întrebați de ce părinții voștri care au trăit prin România n-au dantura așa perfectă ca voi, un motiv sunt dinți, pentru care dinții lor sunt afectați sunt bomboanele astea care erau atunci, o, alea tari ca sticla. Și mi-aduc aminte că a venit într-o seară bunicul de la cooperativă de la, de la coasă, de la lucru și eu stăteam acasă și cu voce de viitor predicator pendicostal, plângeam lângă bunica și strigam vreau bomboane, vreau bomboane, vreau bomboane. Magazinul era închis la ora aia, de fapt magazinul era mai tot timpul închis. Și săracul bunicul ar fi dormit, dar nu putea că nu lăsam, vreau bomboane, vreau bomboane, vreau bomboane. Și la un moment dat se ridică bunicul, era așa foarte hotărât, avea un stil de parenting fabulos nu știu cum s-ar fi încadrat cu Uniunea Europeană, slavă Domnului că nu au prins chestiile astea, o venit înspre bunica, eu eram în pac cu bunica, s-a uitat îns la bunica așa amenințător și a zis, ce trebuie la pruncul ăsta? Frumos. Și bunica speriată zice, nu știu ce-i trebă. Lasă, zice că știu eu ce-i Și mi-a dat o palmă. Știți care e morala poveștii? Când tu îi ceri lui Dumnezeu bomboane, el știe că tu ai nevoie de o palmă. Adică, tu-i cerului Dumnezeu nu știu ce mașină și știe că dacă îți dă mașina aia, tu nu prea știi să mergi cu viteza legală. Și atunci zice, bă, pe ăsta mai bine lasă-l acolo cu bicicleta. Tu-i cerului Dumnezeu să te vindece de durerea de spate și Dumnezeu spune de păstă, dacă îl vindec de durerea de spate, nu mai prins la biserică și nici la rugăciune. Așa că lasă acolo durerea aia, că așa se mai pocăiește și el. Tu i cer lui Dumnezeu să rezolve nu știu ce lucru din viața ta, dar de când e lucrul ăla în viața ta, ești la toate serile de rugăciune, până o fost ăla, nu te prindea, erai la greșe și la faianță, la greu. Dar de când e ăla, ești numai pe post și rugăciune. Și ce zice Dumnezeu? Mă lasă-l acolo, că uite, postul și rugăciunea l-au făcut mai pocăit și mai bun. Și tu i cer lui Dumnezeu bomboane și el zice, lasă că ăsta are nevoie de o palmă. Numai că atunci când Dumnezeu are soluția asta pentru noi, nu prea ne place să o acceptăm. Noi avem numai soluția alaltă, vindecare, eliberare. Încă o dată, Dumnezeu poate și vindeca, Dumnezeu poate și elibera, dar Dumnezeu poate să spună încă nu. Tot ceea ce contează, și ascultați-mă, și cu asta mă apropiu de sfârșit, nu ziceți amin cu eu personal, dar pe cât sunt desigur că țin acest microfon în mâini, sunt absolut convins Că după ce voi respira pentru ultima dată în lumea aceasta, în ultima fracțiune de secundă, când voi respira în veșnicie, îl voi vedea pe Isus Hristos. Sunt convins că de voi fi fost bolnav de vreo boală incurabilă, când voi sta în fața Domnului Isus Hristos, voi fi perfect curat, de voi fi fost paralizat, de voi fi bătrân și nu voi putea umbla. Când voi sta în fața lui Isus, voi sta în, în picioare. Sunt absolut convins că de voi muri orb când voi deschide ochii în veșnicie, voi vedea chipul Domnului Isus Hristos. Și știu că orice soluție pe care Dumnezeu îngăduie pentru viața mea aici, e pentru ca într-o zi să fiu acolo. Pentru că zice Apostolul Pavel, noi nu ne-am pus nădejdea în Hristos, nici pentru o mașină mai bună, nici pentru o casă mai mare, nici pentru nimic din lumea aceasta, ci ne-am pus nădejdea în Hristos pentru veșnicie. De aceea, vă spun, când treceți prin încercare, aveți puterea asta de a vă încrede în Dumnezeu și nu în oameni. Îmi place așa de mult ce zice Iov. Zice, prietenii mei m-au părăsit, cei de aproape au uitat de mine, neamurile mele au uitat de mine, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Probabil că și-o fi spus și Iosif, am eu pe cineva care mă rezolvă. Am eu pe paharnic, l-am trimis lângă faraon, mă scoate el. Și dacă ești în seara asta aici și te încrezi în vreun om și poate ai iluzia asta, mă scoate, nu care. Am un prieten care mă rezolvă. Aș vrea în această zi, dragul meu și draga mea, să spulber iluzia asta și să spun că există în lumea aceasta unul singur care va rămâne din prima zi până în ultima zi. Nu întâmplător, Biblia spune că el este alfa și omega, începutul și sfârșitul. El a fost acolo când ai venit prima dată în lume. Din momentul în care ai fost conceput în burta mamei tale, el era prezent acolo. Duhul Sfânt este dădătorul vieții. Și până în ultima clipă a vieții tale, când întinzi pe un pat, într-un azil de bătrâni, sau într-o casă singur, sau undeva într-un accident de mașină, sau oriunde se va întâmpla, sau răpus de vreo boală, undeva, până în ultima clipă Dumnezeu va fi acolo. Când nimeni nu va fi acolo. Dumnezeu va fi acolo. Când nimeni n-a fost acolo, Dumnezeu era prezent acolo. De aceea Biblia numește Alfa și Omega, prima și ultima literă din alfabetul grecesc. El este primul, el este începutul și sfârșitul. El, el este cu noi slăvit să fie în numele lui și, și dacă merită să te încrezi în cineva în viața asta, încrede-te în Dumnezeu. Pentru că niciodată Dumnezeu nu te abandonează la greu. Poate că câteodată ai zis, copilul meu o să mă salveze. Și nu sunt aici oameni de sui de bătrâni, dar eu păstoresc și o biserică mai, și una mai tinerească și una mai bătrânească. O, păstoresc și biserica Odaia de Sus din localitatea Sârbi, județul Bihor. cea mai mare biserică de pentecostal din județul Bihor de la țară. Și am o grămadă de oameni bătrâni. Și odată îmi zice o soră, în urmă cu ani de zile, Zice, frate, te duci în Italia, am auzit că merg în Italia. Zice, vorbește și cu Florinul meu, ea credea săraca că Italia e ca Sârbiu sau ca un... Și spune ei nu știu ce. Că nu m au mai sunat de nu știu cât timp. Și m-am gândit, uite femeia asta și-a crescut copilul și copilul o în Italia și nu a mai dat un telefon. Cine știe de când? Și spui, bă, îmi deci, deja, uite, pruncul ăsta pe care îl țin în brațe, copilul ăsta, fata asta, băiatul ăsta, soțul ăsta, soția asta, de câte ori nu ți-ai pus nădejdea oameni pe care i-ai iubit și i-ai ajutat și a fost un moment în viața ta când s-a prăbușit toată lumea ta, pentru că tu ai zis, omul ăsta o să mă scape, tata, mama, mă, ăsta nu mă înșală niciodată, ascultă-mă bine! E unul singur care nu înșală niciodată. Și acesta este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Dacă vrei să ieși biruitor din orice încercare a vieții, nu te încrede în primul rând în oameni, pentru că oamenii înșală, dar Dumnezeu nu înșală niciodată așteptările. Chiar dacă oamenii nu, nu intenționat înșală, ci de multe ori din prostie sau cine știe de ce, dar vreau să-ți garantez ceva, e unul singur pe care îți poți clădi viața și acesta este Isus Hristos. El rămâne lângă tine și în patul de, 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 spital, el rămâne lângă tine când ceilalți te abandonează, el rămâne lângă tine când alții te uită, el rămâne lângă tine când nimeni nu te mai bagă în Seama, El este cu tine și când ești înconjurat de oameni, și când ești singur, și când ești tânăr, și când ești bătrân, și când ești sănătos, și când ești bolnav Emanuel, Dumnezeu cu noi în fiecare zi Slăviți să fie numele Lui Mai zic o dată, slăviți să fie numele Lui Și îți voi zice și a treia oară, să fiu sigur că toți sunt atenți Slăviți să fie numele Lui